Vederile masive de zăpadă și temperaturile foarte scăzute au dus la închiderea școlilor și a majorității magazinelor. Multe servicii și afaceri se operează prin lucru la distanță. Pe unele bulevarde din centru a fost oprit traficul rutier. We had information that it's going to come, so we avoided major problems. But with regards to the climate crisis, it's a bit problematic. It's a bit confusing what is happening, because up to now our whole December was with an average daily temperature of, I don't know, 15, 16, 17 degrees. It could go up to 20. So now we go back to winter. We have to see what will happen next. Și autostrada care leagă Atena de centrul Greciei a fost închisă. Problemele sunt agravate de furtuna Barbara care a traversat Grecia. Este genicez la mes. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Κάθε φορά γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά τώρα έχουμε γύρω στους 20 πόντους χιόνι. Τα στενά δεν μπορούσες να περπατήσεις με τίποτα. Ήταν απροσπέραστα. Unele stații meteo au fost închise, iar traficul feroviar între Atena și Salonic a fost sistat. Autoritățile au cerut populației să evite deplasările. Pompierii au evacuat 4 persoane care se aflau într-o mașină blocată în zăpadă într-o periferie a capitalei elene. Valul de frig s-a simțit până în Creta.